pe timpuri comisia dădea criteriu sportiv, adică cine a câștigat pe teren să rămână pe teren. De aceea eu nu cred că Dinamo are șansă, având în vedere că se prevede într-un regulament da. că cartonașele s-au anulat înainte de semifinală, nu? Așa este. De stați un pic că mi-am notat aici, da, că nici nu mai știu. De sferturi și de semifinală, da. De semifinală. Deci, dacă a fost semifinală, eu nu văd cum ar putea acum să se întoarcă și să revină la ce se prevedea, că dacă nu e precizat clar, se aplică regula nu știu care. De aceea îmi pare rău că federația persistă cu două prevederi privind o situație care putea să o clarifice de foarte mult într-o ședință de comitet executiv. Dar nu văd că ar avea șansă Dinamo și apoi nici n-ar fi corect, având în vedere că FCSB a câștigat clar pe teren. Dar pe de altă parte, domn profesor, Bogdan Bălănescu, pe care îl știm cu toții că este un om de fotbal competent când vine vorba de regulamente, spune 100% că va câștiga. E foarte greu să... Bine, el e ca să justifice întâmpinarea. Normal că el crede în ea, că nu, dacă nu credea în ea, nu mai făcea. Dar mi-e foarte greu să cred că într-adevăr va avea câștige cauză. Nu văd cum. Nu văd. Dar dacă totuși federația va da câștig de cauză lui Dinamo, vă întreb pe dumneavoastră ce am întrebat și pe Viorel. Este rușinos pentru Dinamo să joace o finală de cupă după ce a trecut de semifinale la Masa Verde? Este rușinos, da. Este rușinos pentru că în primul și în primul rând ei ar trebui să se concentreze pe problema lor de campionat, că sunt într-o situație foarte, foarte grea. Și atunci nu știu de ce îi mai ajută ca să le dea jucătorilor o speranță că s-ar putea să salveze campionatul jucând în finală. Pentru că la cum joacă Dinamo, da, și dacă ajung în finală cu Sepp, și părerea mea e că n-au șansă să câștige. Sunt prea ieșiți din mână din toate punctele de vedere. De aceea cred că e doar așa o pastilă pentru moralul jucătorilor.